Și în timp ce Ionel Arsene a fugit din țară după condamnare, un alt fost lider PSD a fost eliberat din arest preventiv. Curtea de apel București a admis contestația formulată de fostul senator Nicolae Bădălău. Acesta fusese arestat preventiv în noiembrie anul trecut după ce ar fi dat 170.000 de euro unui primar din județul Giurgiu. Banii ar fi fost dați în schimbul unor contracte de lucrări publice atribuite firmei ginerelui său. Bădălău a susținut la ieșirea din arest că nu are de gând să fugă din țară, așa cum a făcut Arsene. Cum a fost în arest? Bună seara! A fost în arest. Arestul e arest, privat. Ce aveți de gând să faceți acum? Ceea ce vreau să spun este că mulțumesc familiei, în primul rând, și oamenilor care au crezut și au fost lângă mine. Vreau să vă spun că am încredere în judecători în continuare și las justiția să decidă. Aveți de gând să plecați din țară? Nu, eu sunt bărbat și știți foarte bine că tot timpul am spus lucrul ăsta. Trebuie să avem încredere în justiția română, să mergem cu fruntea sus și să ne sprijinim cauza sau să ne susținem cauza. Nu cred că e o soluție să plec să fugi. Asta nu-i bărbăție.